Trebuie notat că nu am nimic cu el personal. Pe mine mă deranjează cum se comportă pe internet și cum vă păcălește pe voi. Atât. N-am nimic personal cu omul și nu-mi pasă de cine este el cu adevărat în realitate. Hanrock, de asta o să fac o mare greșeală pentru că acest copil nu merită atenția asta, nu merită acest clip, nu merită nimic. Dar omul m-a enervat pur și simplu. Asta este o decizie sufletească, nu-i ceva de cap. Nu veniți la mine că, bă, frate, ce naibii te pui la mintea lui? Nu, frate, nu mă pun la mintea lui. Eu vreau să arăt restul lumii cât de prost e omul. Aseară, acest individ a intrat la mine pe live, prefăcându-se că cineva i-a spart contul, etc. Și pe live se vede cât de prost e omul. Și acest videoclip este făcut în scopul de a râde puțin de el, evident, și de va arăta cât de prost e omul și să vă spun eu cu gura mea, nu face niciun GTA România 2 multiplayer. Habar n-are omul meu să editeze un model, indiferent de ce e skin, colț de mapă, ceva, n-are nici mai mic habar despre chestia aia și el face multiplayer, nu prea cred. Eu o să vă las, în următoarele minute veți auzi și veți vedea câteva secvențe din live-ul de aseară, unde s-a făcut omul meu de căcat, pur și simplu, foarte prost și na, sper că o să râdeți puțin. Eu am fost Claudiu și na, vă las la clip. A intrat mă zi pe SF pe dis. What? Unde a intrat mă ăla? A intrat la mine mă? Na, lasă-l, chiar te rog să-l lași, nu-i da bani. Lasă-l, chiar lasă-l, lasă-l. Salut frate, căf, vrei atenție? Ele! Nu-i da mă bani. Ce poți vă tămă multe? Bă, dacă el e... Bă, deci o mor, deci dacă el e și atât de disperat e să dea în DM cu fata asta. Vede, atât de disperat de atenție, mor, coaie. Deci dacă atât de disperat e încât să facă asta pentru atenție, să ne păcălească, dita mai prostul. Dacă i-a spart unul contul, asta e partea a doua. Ai disperat de viață. Scuzim, Denis. Denis, hai de capul meu. E prea disperat, bă, ăsta, bă, care vine să plâng, pe bune. Bă, Lulu, scrie osă, scrie osă pe chat. Osă, scrie osă. Osă, scrie osă. Tăceți din gură voi. Scrie osă, știu eu ce zic. Osă, a scris dezlegat, pai de capul meu. Ce, bă? Bă, ăla scrie legat osă. Bă, tu ai învățat să scrii sau ce? Ai venit echipat la mine să-ți dau atenție sau? Bă, nu-l cred, eu nu-l cred că-i spar contul. Bă, de să-i ștergi contul, atât, dacă i-a șters contul. Bă, nu ai, dacă i-a șterge contul, da. Ei, da, mă. Chiar i-a spar contul. Da, dacă nu. Ce disperat? Ce disperat acum? M-aș că capul meu să-i fi spar contul, dar nu, mă, e de 100 la mie. Ei, nu faci așa de disperat, știu eu. E neba. Da, și eu am crezut că e verificare dintr-o locație nouă. Ia da să fac. Că e, nici mie nu a citit. Da, mi ferește. Ai, mă, șterge contul dacă chiar e spar contul și pa, punem o primă problemă, da? Tu ești tu și ești disperat și pa. Eu roșu am eu IP și nu-l dau. Ai tu IP? Ai tu IP? Deci tu ești. Hai de capul meu, mă, șterge-mă contul, mă, și lasă-mă face. Că tu ești, na, nu o să ștergi tu niciodată contul, că tu ești, practic. L-am pus eu aici, dar stă pe mult, normal că stă. Lulule, vorbește. Mi s-a mâncat pisica. Lulule. Hai, nu fi. Mânzule. Hai de mânzule. Nu le-au pus. Nu mai pot așa. Haide mânzule, scrie! Nu, bă băieți, mă băieți, ascultați-mă puțin. Yeah. Hai să-l împrimim cu o ropotă de aplauze pentru creatorul GTA. Mama. România Multiplayer! Nu se aude la mine de microfonul. Te-ai făcut de căcat. Da, mi-e ferește. Deci, o să râdem, frate, și te-ai făcut de râs, frate, să mor. Coaie, fii atent ce prost e, coaie. Vorbești. Deci că a venit mânzul, cum pula mâine, e voice cu voi, mor. Stia că vin și eu de pe voice de pe contul meu. Coaie. Coaie, bă, de ce? De ce? Băi, mânzule, pentru binele tău, ștergi toate videoclipurile cu GTA România 2 multiplayer. Atât.
Na, oricum nu faci nimic. Da, bă. Na, ai făcut ca o sclavă. Melodie de... Coi, el era. Nu, deci, na, el era. Plus, vocea, arăta vocea. Da, sper că ați râs și sper că v-ați convins că tipul ăsta nu face absolut nimic, este foarte prost. Și deasupra la toate, v-aș ruga să-i dați un report la canal, chiar nu știu, nu mai știu ce era acolo, ce puteai să bifezi, dar dacă e ceva de prefăcătorie să bifați și dacă puteți să scrieți ceva, să scrieți, să vadă YouTube-ul, pentru că dacă YouTube-ul ar vedea niște numele mari, ar înțelege. Deci, da, eu am fost Claudiu și sper că v-ați distrat puțin și ați văzut cine este acest Lulu Manzu. Vă salut, asta a fost tot.